stimați locuitori a satului Brătulieni și a comunii, care, stimați oaspeți care sunteți acum, și vă rog să vă mulțumesc pentru stima și vizita care sunteți și pentru prezența dumneavoastră în ziua de azi. Și să-mi dați-mi voie să vă felicit cu ziua de hram Sfântul Pavel și Petru. Vreau să mă folosesc de moment, pentru că ne-am strâns cu toții. Vă mulțumim! Și fiindcă ne-am strâns cu toții, vreau să vă mulțumesc, într-adevăr. Noi am fost cei mai buni și suntem mai buni pe Republică cu rezultatul care îl avem acum la ziua de azi. Vă mulțumesc din credere care mi-ați dat-o. Eu promit pe viitor să nu vă dezamăgesc și să facem lucruri frumoase, tot mai multe și mai frumoase, să rămâi în satul ăsta ceva frumos. Pentru că anii foarte repede trec, dar noi în urma noastră să rămânem numai frumos. Și vreau să vă prezint pe domnul Alexandru Lozanciuc. Sărbătoare în casa mea, când vin prietenii îmi plac, și eu cu toată dragostea salut pe toți cu suflet drag. Nu vă invit în casa mea cu vinul dulce și gustos, ca să vă cânt cu inima cânticul meu cel mai frumos. Acum! Să mult noroc! Hai! Dați lumea la lucru! Hai! Sus! Dacă stângă! Eu cu prietenii prieteni, domnilor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Naud, bună seara, oameni buni! Conchilaraia, ca întotdeauna, e la putere! Vreau să vă felicit cu sărbătoare mare, cu hramul satului dumneavoastră, cu sărbătoarea Sfântul Petru și Pavel. Să fiți sănătoși la mulți ani. Vreau să-i mulțumesc din suflet domnului primar care m-a invitat. Care m-a invitat de prima dată în satul dumneavoastră. Vreau să vă spun că multe concerte am dat în raionul Nisporeni. Am cântat nunți cu mătrii, petreceri,
dar în satul dumneavoastră prima dată. Fiindcă dumnealui a luat 90 și ceva de procent în satul dumneavoastră, dar eu, prin Moldova, eu tot atâtea procente când mă invită la concert și la nunți. Mulțumim frumos, domn primar! Dragi prieteni, eu sincer vreau să vă spun că eu am venit nu pentru să vă cânt ca să nu dansăm, să vă dau un concert, dar dacă doriți să dansați, eu nu am nicio problemă, poftim, dansați, mai ales copilăraia care îmi place mie foarte mult. Dragi prieteni, eu am să vă cânt piesele mele care am compus, toate sunt compuse de mine. Muzică ușoară și muzică populară. Foarte mult îmi place mie când domnișoarele și doamne, când mă văd bat din palme, cenii dragă. Așa, da. Acum prima întrebare, spuneți-mi vă rog, cine are fata acasă cu părinții cu fata? Ia ridicați mâna. Cu fata, așa? Bravo. Înseamnă că bărbații, mai mult fete, văd că bărbații nu prea au lucrat bine, dar cred că data viitoare când am să vin la hram, or să fie mai mult băieți. Deci, o piesă specială pentru părinții, cu fata mamii și fata tatei. Muzica! Hai! Ca prului, ca floarea soarelui. Cine te-a făcut când pentru-l tău sărut? Toți băieții mor de dragoste și dor. Tu ești fata mami, tu ești fata tati, tu ești taina lor, taina de amor. Tu ești fata mami, you're
Eu sunt, dragi prieteni, din Drohia. De atâta v-am adus un cântic în dar din partea drohienilor. Acum dansează toată lumea. Muzica, hai! Domn primar, eu m-am gândit, dacă dumneavoastră m-ați invitat, trebuie să fac și eu din partea mea pentru dumneavoastră o cântare frumoasă, o dedicație specială. Foarte și foarte mulți copii aveți în satul acesta, înseamnă că viitorul Moldova este și va fi. Un cântic nou, dragi prieteni, în premieră pentru toți dumneavoastră, pentru părinții care cresc copii. Câți copii aveți asta? Trei. Ziza, fieti ori băieți? Și băieți și fieti. Bravo ești! Aplauz, oameni buni! Iată, adevărat prima! O piesă nouă, bucurați-vă, părinți, că ați crescut copii cu minți. Muzica, poftim! Thank you.
trăiască copiii cu bunul Dumnezeu. Iar la bătrânețe, cu lacrimi preoape, o să vă aducă o cană cu apă. Bucurați-vă, părinți, că ați crescut copii cu minți. Bucurați-vă să știți, sunteți dornici și nipoțica acasă, nipoțica. Nu, bă, nipoț. Mâna sus, mâna sus. Tot, tot cu fietele aici, tot cu fietele. Dragi prieteni, eu 10 ani de zile am așteptat să ajung cu el. Eu sunt tânăr și frumos, uitați la mine. N-aud fietelor, n-aud aplauz. 10 ani de zile am așteptat să ajung cu el. Acum tineretul nu e așa cum am fost noi cândva. Băieți, țineți minte? Și de bucurie, oameni buni, am compus cântecul, socotcă cel mai plăcut și mai bun din partea mea personal. Nipoțica, dragostea buneilor, pentru toți buneii care au nipoțica acasă. Care n-are, fiște un an să vin să aveți. Ați înțeles? Muzica, hai! Și se bucură de inima. Și eu am o nipoțică dulce ca o floricică. Mi-a adus-o Dumnezeu odorașul cerul meu, măi. Dragostea părinților, sprijinul bunilor, măi. Dar la mulți, la mulți ar trăiască nipoțica să fărească. Nipoțica, îngerașul Domnului, copia bunilului, măi. Dar la mulți, la mulți să-mi trăiască, nipoțica să-mi dorească. Și părinții lângă ea, cu bunii alăturea, măi.
spun că nepoții lor vor fi viața ajutor mai. Stați bunici și mă ascultați, degeaba vă lăudați, măi. Nepoții că te jelește, pe mângâie te iubește, dar la mulți, la mulți ar trăiască nepoții ca să-mi dorească. De la piciorul mai mare s-a născut nepoțica. Dar de la piciorul mai mic, două fete gemene. Ia uitați la bani, Alexandru. Ia nația, așa? N-aud aplauze pentru un bărbat. Fetelor, băieți, uitați la bani, Alexandru. Două fete gemene. Cine din dumneavoastră are în satul dumneavoastră două fete gemene? Ridicați mâna. Cine... Aveți două fete gemene? Dar ce ai ridicat mâna? Adică te-ai gândit că-i zai. Am înțeles, faceți treabă. Cine are? Aveți două fete gemene? Serios? Bravo! Cum vă cheamă dumneavoastră? Doamna Maria, numai noi doi suntem tare aici. Aplauze pentru doamna Maria, oameni buni. Luați pildă de la noi. Au părinții două fete, muzica, hai! Lucrează, doamne! Thank you.
acum, domn primar, invităm în fața poporului președintele executivului din raionul Nisporeni. Aplauze, oameni buni! Stimați cosăteni, dați-mi voie să vă prezint președintele raionului Nisporeni, domnul Arteni Ion. Vicepreședintele raionului Nisporeni, domnul Verde și Ghenade. Domnul Ghenade, hai vărtați-o. Consilier raional, domnul Tabăr Mihai Ivan, care o cunoaște pe toți. Și consilier raional, Vintea Alexandru. Bine ați venit, cu stima, vă mulțumesc pentru că a stimat locuitorii satul Brătuleni și sunt convins că noi o să fim numai acum, dar încă 4 ani înainte o să fim toți împreună. Și cu susținerea lor ca să lucrăm și să facem multe lucruri frumoase în sat. Îi dau cuvântul domnului președinte, domnul Ion Arteni. Bună seara! Stimați locuitori în satul Brătuleni, cu deosebit respect pentru datele noastre creștinești, în cadrul cărora multe suflare creștinească sărbează, Храму Сфинților Апостолу Павел și Петру și Павел. Vă aduc numai urări de bine, fericire, sănătate și bucurie. Cu acest prilej, fiecare dintre noi, cu căldură în suflet și cu lumină, ne apropiem de altarul bisericii pentru rugăciune de sănătate și fericire. Țin totodată să vă mulțumesc mult pentru sprijinul acordat în scrutinul electoral și să vă afirmăm că atribuțiile care le-ați delegat dumneavoastră le vom respecta și vom aduce tot aportul pentru a face bine și bunăstare în toate satele raionului Nisporeni și în localitatea dumneavoastră. Vă urez fericire, bucurie, căldură în suflet și lumină în casele dumneavoastră și în familie dumneavoastră. Mulți ani, pace, sufletească și bucurie! Dăm cuvântul lui Tabără Mihail Ivanovici, care a lucrat în satul nostru și o cunoaște cu toții. Vreau să spun vă două cuvinte. Stimați brătulenii, am emoții și mă aflu după ani de zile, după zeci de ani de zile, după ce am exercitat eu funcția de primar, că fost președinte de Sfânt Soviet, cum se zicea, cu ceva mai înainte de timp director școală în satul dumneavoastră. Țin și eu să vă felicit cu sărbătoarea de astăzi. Pe timpurile când eram eu președinte, cum se spune, din Sfânt Soviet, nu era așa ceva ca să fie sărbătorit hramul satului. Și eu, cu, într-un fel, îl invidiez pe domnul primar de astăzi, care are posibilitatea să organizeze așa sărbători de suflet. Sunt bucuros că astăzi mă aflu printre dumneavoastră. Sunt bucuros să-l felicit pe domnul primar, care unicul în raion a câștigat scrutinul de alegeri cu aproape 100%. Și cred că tot avansul ăsta de încredere pe care l-a acordat, el îl va demonstra prin fapte, precum a demonstrat-o și până acum. Vă felicit, stimați brătulenini, scumpi brătulenini, cu sărbătoarea de astăzi și vă doresc să prosperați în continuare, să
aveți pace, liniște și prosperare în satul dumneavoastră. Mulțumesc! Ia cuvântul domnul vicepreședinte raionului, domnul Gheorghe Gheareș. Domnul primar e plin de surprize. Dragi prieteni, vreau și eu să vă aduc câteva cuvinte de felicitare. Mă bucur într-adevăr și eu că sunt alături de dumneavoastră. Vă felicit cu această frumoasă sărbătoare creștinească, Sfântul Apostol Petru și Pavel. Să vă aducă lumină în casele dumneavoastră. Și știu că la asemenea sărbători se vine cu cadouri. Vreau să spun că noi, din partea Consiliului Raional, vom depune tot efortul și în timpul cel mai apropiat vom contribui la îndeplinirea angajamentelor domnului primar care le-a adus pentru satul Brătuleni, pentru că a făcut multe proiecte, dar urmează mult mai multe proiecte de realizat. Noi am fost cu el, vă spun că domnul primar este unul dintre cei mai, dar nu că este unul dintre cei mai, dar cel mai insistent primar din raionul Nisporieni, vă spun, cu toată fermitatea, pentru că 4 ani a lucrat cot la cot împreună și îi doresc multă sănătate și multă forță pentru încă 4 ani de zile. Noi o să punem numărul și vom face împreună lucruri frumoase pentru satul dumneavoastră. Încă o dată vă felicit pe toți cu această frumoasă sărbătoare, lumină în casele dumneavoastră și veselie pentru astăzi. Vă mulțumim frumos! Și acum, din nou, două cuvinte și domnul Alexandru Vitea. Stimați cetățenii satului Brătuleni, nu vă iau mult timp, că știu că pentru dumneavoastră distracția e mai plăcută. Vă aduc cele mai calde felicitări din partea noastră. Datorită dumneavoastră și voturilor dumneavoastră am ajuns și noi în Consiliul Raional. Vă mulțumim foarte mult și sunteți un sat cel mai exemplar și un primar care se poate pus în frunte și de mers peste tot cu dânsul, că n-ați dați greș niciodată. Încă o dată felicitări, mulțumim de primire și distracție plăcută în continuare. Acum domnul Alexandru Lozanciuc va prelungi distracția și veselia. Dragi prieteni, șefii au vorbit frumos pentru aceasta. Ar trebui de bătut din palme oameni buni, aplauze! Ei vă ajută cu toate. Și m-a impresionat foarte mult că domnul primar a satului dumneavoastră și domnul președinte a raionului, doi mărânței de pe ei, la puterea mea oameni buni. Aplauze! Aplauze pentru șeful creșterii mele! La mulți ani, dragi prieteni, dumneavoastră la mulți ani, la mulți ani, tuturor dumneavoastră, dansează așii care pot și așii care nu pot. Muzica, hai!
cea mai frumoasă, cu mirele de iubiți, să aveți mulți copii, și eu să vă cânt cu drag, la zeci și cu mătrii. Hai, hai, la mulți ani, pentru unii mari, să trăiască tinerii cu socrini și mari. Satul dumneavoastră foarte și foarte mulți oameni sunt foarte și foarte bogați. Nu pot să nu cânt un cântec special pentru dumneavoastră care se intitulează Banii, banii, banii au numai mafioții. Taman în satul dumneavoastră. Muzica, hai! Iar acum am venit. Sunt atât de strani, nu trag pe la toți. Banii, 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 s-adune ca dușmanii pe la mafios. Acolo! Fiindcă au uitat unde a îngropat cinstea de-un curat. Banii, banii, banii sunt atât de strani, nu trag pe la toți. Banii, banii, banii s-adune ca dușmanii pe la mafios. Bani, 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 sunt atât de strani, nu trag pe la toți. Bani, 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 sunt atât de strani, nu trag pe la toți. Bani, 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 sunt atât de strani, nu trag pe la toți.
Iar acum vreau să vă văd cum dansați voi o horă moldovenească din centru. Din centru, din Chișinău. O horă din partea chișinăuienilor. Muzica, hai! Pasărăbencile, moldovencile noastre, nu există femei în lume, de bune și frumoase. De atâta eu, dragi prieteni, am văzut femei și negri, și galbeni, și cu ochii înguși, de care vreți. Dar ca pasărăbeanca noastră, nu există. Și am scris o piesă specială pentru toți dumneavoastră, dragile mele, frumușele și zbunii, care toată viața, de când eu sunt artist, m-au iubit și m-au sărutat. Sunteți gata acum? Vlad Alexandru e la putere astăzi, ați înțeles? Basarabeanca moldoveanca pentru toate domnișoarele și doamne, o piesă nouă-nouță. Să mă văd zâmbind. Uitați-vă la mine și nivrala pe pat, partea și aia. Muzica, hai! Hey!
piesa? Da! Un cântec special, să danseze toată lumea și muzicanții noștri, tot dansează. Așa trăiești moldovanul. Muzica, hai! Lângă mine, toate fetișoarele care știu cânticul Eu nu mai, nu mai, cine știe? Ridicați mâna! Stop, 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 atenție, atenție! Cine cântă piesa aceasta? Ionel Istrati. Să știți, dragi prieteni, atenție, să știți că piesa aceasta este scrisă de mine. Înseamnă că acum, cine cunoaște piesa, cine cunoaște textul? Cine cunoaște textul lângă mine, cine nu cunoaște mai departe? Ați înțeles? Iar cântați Ioleac și nu știi. 1, 2, 3, hai! Numai cu tine am avut clipe senine, te rog să vii, să vii de tot, Ioleac, tine, numai cu...
aplauze, oameni buni, asta e propaganda. Acum mergem după mine, după mine, atenție. Stăm așa să vă filmeze, stați în jurul meu, stați în jurul meu. Cine știe bine scânte, stă lângă mine. Cine nu, chiui de unde. Atenție, numai în nădușiți aici, ați înțeles? Stai așa aici, aici stai, așa aici, tu aici. Stăm și cântăm împreună, ați înțeles? Cine nu cânte, repete, până dimineață învățăm, ați înțeles? Ia tali, coșer, n-a slucat. Muzica! Dă-i! Ia! Dă mai tare! Fetelor, dați-vă mai acolo, gata, gata, am cântat, dați-vă în partea și aia. Oameni buni, atenție, uitați-vă la mine. Până acum eu v-am cântat, v-a plăcut? Da! Mulțumim! Acum trebuie să-mi plac și mie. Dacă nu cântați, mă apropii de bărbați, suntem de vorbă ca doi bărbați, serios. Dacă femeile ne pupăm, gătiți-vă. O piesă specială, care cunoaște toată lumea. Vreți, nu vreți, trebuie să cântați. Dacă nu, ne oprim și învățăm de la început. Muzica, hai! Ia, ia! Ești învață principul. Învățăm, oameni buni! Hai! Thank you.
fericit e cea mai dulce soare. Îmi dorește ca tine ta. Știm fericit în toată lumea mare, nici o soare nu dorește așa. Știm fericit în toată lumea mare, nici o soare nu dorește așa. Păi nu-mi place nesimea în cât afară, prin totului ce face multe dor. Cucuroase și dragostea de țară, nu cunoaște și un murmur de izbor. Hai, la, hai, la, 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 hai, dai! Bravo! N-am știut să o croteseme, n-am știut cum păi să recorez. Dar azi a viața vieții mele, lângă ea doar vreau ca să trăiesc. Dar azi a viața vieții mele, lângă ea doar vreau ca să trăiesc. Voi nu-mi place lăcânta și mă pară, când cu copolul îi face mușitor. Nu cunoaște și dragostea de țară, nu cunoaște și un corpul de izbor. Toată lumea! Cântările mele întotdeauna poporul cântă piesa mea și îmi pare bine foarte și foarte mult. Un cântec special. Goodbye, my love, goodbye. Auf Wiedersehen. Ciao, au revoir, do svidania, drumurile noastre toate duc unde? La hramul satului, la anul. Muzica, hai! Clipa despărțării. N-am să cer ce nu-mi pot da vreodată. N-am să cer iubirea. N-am să fac la bord să-mi închise iarăși. Nu-ți medic firea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea îndurile. Drumurile noastre poate se vor întâlni
noastre, dragi prieteni! Dragi prieteni, dați-mi voie să vă mulțumesc din suflet pentru dans frumos, pentru aplauzele dumneavoastră, pentru că cunoașteți repertoriul meu, cântați extraordinar de bine. Eu nu mai am o mică problemă, fiindcă cânt o oră și 15 minute și domnul primar nu ne-a turnat nici un gram de apă chiar măcar. Și știu, dam eu vineta, am un prăpăt contra primarului, un cântec special. Toarnă, frate, măcar un pahar de zăr, dacă nu-i nică. Tine, tine, o frumos. Contra primarul, în animaia mea. Dă-i! Ia! Mulțumesc încă o dată pentru zâmbetele dumneavoastră, pentru aplauzele dumneavoastră, pentru dans frumos. Să fiți sănătoși la mulți ani, vorbiți cu domnul primar, că la anul Bani Alexandru vine iar, când i-a plăcut și jinul, și apa, și femeile. Mulțumim frumos, goodbye, au fi drzei, la revedere, gata, vse, la revedere! Pentru dumneavoastră, toată dragostea, numărul 1, Moldova, Alexandru Ozanciuc.